Temător de amenzile pe care le-ar putea lua dacă nu au autoturismele dotate cu anvelopele necesare în sezonul rece, tot mai mulți șoferi pun bani deoparte și se interesează din timp de prețuri. Sunt anumite persoane care sunt mai prevăzătoare și au început să schimbe anvelopele. Eu început mai timid, dar pe parcursul înaintării în perioada de toamnă-iarnă, volumul de înlocuiri de anvelope crește. Șefii de la servisuri se îngrijesc ca oferta să fie diversificată, astfel încât toată lumea să-și poată permite financiar să respecte legea. În cazul anvelopelor noi, prețul este unul bine stabilit, însă în cazul celor second-hand este loc de negociere. La anvelopele second-hand, în funcție de marcă, de dimensiune, între 50 și 100, 150 de ron bucată. La anvelopele noi, tot așa în funcție de marcă, oscilează, țin cont și de dimensiunea lor, între 150-200, ajung și la 500 de ron, 550 de tipul de mașină și de dimensiunea anvelopelor și calitatea lor. Tot mai mulți șoferi optează însă pentru anvelope second hand, pentru a face o economie. Fiind o mașină veche, prefer să iau anvelope la mâna a doua, pentru că nu știu cât mai duci. Și cât plătiți pentru acesta? În jur de 70-80 de lei. În funcție de cum arată. După achiziționarea anvelopelor de iarnă, înlocuirea lor trebuie să se efectueze înainte de prima ninsoare. Depresăm cauciucul de pe geantă. În momentul de față. După ce l-am depresat, o să-l punem sus ca să-l scoatem. Șoferii care conduc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca mașina să fie dotată cu anvelope corespunzătoare, riscă amenzi contravenționale.